Nu folosesc cuvântul eșec decât atunci când cad și nu mă mai ridic. Veneam așa plin de mine, haide să vă învăț eu cum se fac businessurile. Și a venit realitatea și bang, ia Loran de aici, faliment. 6 luni de zile ai pierdut tot, descurcă-te. Eu vreau să ies din anturajul de români. De ce? Pentru că eu credeam că n-am nicio șansă în România. De asta am venit în Portugalia. Păi și atunci de ce naiba să stau tot cu românii în Portugalia? Că îi dau două pane, pur și simplu. Literal vorb, fizic, îl pleznesc, îl lovesc. Chiar dacă mă ia poliția după aia pe sus pentru violență, ăsta este ceea ce merită o persoană care în 2021 spune n-am bani pentru educație. Trebuie să-l pleznești să-și revină. Pentru cei care sunt în diasporă în acest moment și se gândesc să se întoarcă în România, aveți grijă că lucrurile nu sunt așa de așezate cum sunt în țara în care trăiți. Și s-ar putea după 6 luni de zi să ziceți, ai de capul meu, la ce m-am gândit eu și ce a fost în capul meu să mă întorc în haosul ăsta. Ei, dacă reușești să te descurci în haosul respectiv, poți să ajungi milionar mult mai repede decât în țara în care ești în acest moment. Una dintre cele mai mari diferențe între oamenii bogați și oamenii săraci este că oamenii săraci își cresc stilul de viață cu viteza cu care le crește venitul. Și începe să se vadă deasupra. Din păcate, oamenii se concentrează pe partea de sus. Vreau o mașină mai scumpă, vreau mai mulți bani, vreau o casă mai bună, vreau chestii. Ei, nu poți să ai chestiile alea până nu lucrezi la ce este sub apă. Noi considerăm majoritatea lucrurilor care sunt cheltuieli le considerăm investiții și lucrurile care sunt de fapt investiții le considerăm cheltuieli. Nu-i mai bine ăsta decât să muncești toată viața ta, să depinzi la sfârșitul vieții de o pensie amărâtă pe care o primești sau s-ar putea să nu mai primești? Sunt în secunda 2 crucificat de către jumătate dintre români care spun prostule, de ce dai atâția bani pe mașină? Forța de muncă este mai ieftină, forța de muncă este mai calificată, oamenii sunt mai descurcăreți, mai harnici, mai muncitori și mai inteligenți decât în multe alte țări. Singura investiție care este sigură, da, poți să investești în imobiliare și să pierzi, poți să investești în bursă și să pierzi, poți să investești în criptomonede și să pierzi, poți să investești în aur și să pierzi. Singura investiție sigură în lumea asta este te-ai dus în străinătate, vrei să te întorci în România, vrei să construiești ceva extraordinar, vrei să ajungi milionar. Clicuri. Prin clicuri poți să ajungi în anturaje. Pentru cei care ascultă podcastul, ai grijă ce pui în cap, ce pui în suflet, în inima ta și se va vedea și în buzunarul tău. Te salut și bine te-am găsit! În primul rând, vreau să te felicit pentru că ai ales să investești timp în acest tip de conținut și că ești genul de persoană care a înțeles că doar prin dezvoltarea ta, atât mentală cât și emoțională, poți ajunge acolo unde ți-ai propus. Sunt foarte entuziasmat să-ți prezint o poveste de succes în carne și oase de la care avem cu toții de învățat. Un tânăr care a îndrăznit să se desprindă de viața cotidiană și să-și dorească ce alții doar visează. Cum deseori spune el, mulți supraestimează ce pot face într-un an și subapreciază ce pot face într-un deceniu. Vi-l introduc pe invitatul meu, care, pe lângă faptul că și-a atins succesul pe plan profesional și personal, și contribuie, inspiră și ajută sute de mii de români să-și împlinească visul. Loran Soare Sas, bine ai venit și îți mulțumesc că ai acceptat să fii primul invitat al acestui podcast de peste granițe. Bine te-am găsit și mă bucur că putem să începem în forță acest podcast și să aducem valoare celor care o să asculte. Exact. Hai să spun pe scurt de ce am creat acest punct de întâlnire pentru românii din diaspora. Pe parcurs am observat că românii plecați în străinătate sunt băgați în seamă și ridicați în slăvi doar atunci când există interese politice. Ceea ce m-a pus pe gânduri și am ajuns la concluzia că, înainte să ieșim la vot, ar trebui mai întâi să punem ștampila pe educația și dezvoltarea noastră personală. Drept pentru care a luat naștere acest canal, destinat românilor de peste granițe, care vor mai mult și sunt dispuși să facă mai mult. Un loc în care ne putem ajuta, inspira și susține. Pentru cei ce nu te cunosc încă, haideți să începem cu tânărul care decide să plece în străinătate pentru un trai mai bun. Iar în această poveste, cred că se vor regăsi foarte multe persoane ce privesc acest podcast. Da, în 2000,
2021 a fost anul în care am decis să emigrez din România și să merg în Portugalia. Probabil cu aceeași dorință cu care pleacă majoritatea românilor, pentru o viață mai bună, pentru un trai mai bun, pentru mai mulți bani. Oarecum aveam senzația că în România nu prea poți să faci aceste lucruri și orice ai face, nu ai aceleași oportunități pe care le ai în străinătate. Știți voi foarte bine povestea aia cu în altă țară câinii, știți cum e zicala. Ei, așa am plecat și eu în 2001 din România în Portugalia, cu această speranță de mai bine. Atunci eram student la facultate, la două facultăți, am renunțat la cele două facultăți, sau mă rog, le-am înghețat, pentru că eu credeam că o să mă întorc înapoi în țară la un moment dat și să continui studiile, lucruri care nu s-au mai întâmplat. Și am venit în Portugalia. Spun venit pentru că acum locuiesc din nou în Portugalia, deși o perioadă de 13 ani m-am dus înapoi în România, dar acum locuim din nou în Portugalia. Am venit și am început să lucrez în grădinărit, era singurul loc de muncă pe care puteam, sau mă rog, printre puținele locuri de muncă pe care puteam să le obțin, neștiind limba, neavând studii, neavând experiență de muncă. Până atunci nu lucrasem decât vara în construcții la un văr de al meu să fac niște bănuți pentru cheltuielile pe care le aveam ca și tânăr, dar nu avusem niciodată niciun loc de muncă până în momentul respectiv pentru că studiam, eram student și am început să lucrez ca și grădinar. Ulterior am intrat să lucrez la un colegiu particular, acolo am crescut în cadrul acestui colegiu de la am fost angajat să repar chestii, să repar uși, să zugrăvesc prin internat, să fac tot ce este nevoie în cadrul colegiului. După ce am ajuns ajutor de bucătar, după ce ați bucătar, după ce am ajuns la recepție, am ajuns la cantină, am ajuns să am grijă de copii de la grădiniță în pauzele dintre ore. Am ajuns la secretariat și după aceea când lucram la secretariat am primit sugestia din partea unei colege de acolo de la colegiu să merg la un interviu pentru asistent într-o firmă de business coaching. Și eu i-am spus ce să caut eu într-o firmă de business coaching, nici nu știu cu ce se mănâncă așa ceva. Și ea mi-a spus un lucru, băi, cel mai rău lucru care se poate întâmpla este să fii refuzat, adică ce mare lucru. Du-te la interviu măcar să vezi despre ce este vorba. Și am zis, ok, hai că merg la interviu. Colega aceasta îmi spunea, Loran, du-te pentru că te văd că ești un om muncitor, harnic, serios și îi caută ceva de genul acesta. Am zis, ok, merg la interviu. Și ca să scurtez povestea, am fost angajat, am început să lucrez pentru un business coach ca și asistent. Îl asistam în munca pe care o făcea și practic am avut ocazia atunci să încep să fur meserie de la el și să învăț ce înseamnă business coaching-ul, cum se crește o afacere, ce înseamnă structura unei afaceri, de ce toate afacerile la bază sunt la fel, indiferent ce afacere ai. Există puncte comune pe care dacă le îmbunătățești, crește afacerea respectivă, fie că vinzi piulițe, ai o firmă care prestează servicii sau ai o multinațională, la bază lucrurile sunt identice. Și am început să învăț această industrie a creșterii și a dezvoltării și după 2 ani de zile lucrând în această companie și ajungând să fiu cel mai tânăr business coach din Europa, am decis să merg în România să deschid propria mea afacere. Așa am ajuns în 2008 în România, înapoi, cu acel vis de trebuie să mă întorc în țara mea să fac ceva, cum probabil mulți care ascultă acest podcast sau văd această înregistrare se gândesc la un moment dat să mă întorc să fac ceva în țara mea. Așa m-am întors și eu în 2008. După 6 luni de zile am pierdut toți banii pe care economisisem în Portugalia și nu vă imaginați că vorbim despre sume colosale. M-am întors cu 2000 de euro, bani strânși la nunta noastră, a mea și a soției, banii pe care am reușit să-i ținem după ce am plătit toate cheltuielile, pentru că niciunul dintre noi, deși soția mea vinea dintr-o familie care ar fi putut, din punct de vedere financiar, să ne ajute, n-au vrut să ne ajute pentru că soția mea avea 20, împlinise 22 de ani în ziua în care ne-am căsătorit și ei considerau că e prea tânăr să se căsătorească și n-au vrut să se implice în organizarea nunții. Deci, practic, am organizat nunta cu datorii, iar din cadourile primite am plătit datoriile și a rămas cu 2000 de euro. Și cu aia 2000 de euro, mă rog, 2000 și ceva că am cheltuit, vreo 1000 și ceva de euro pe drum să ne mutăm înapoi în România. Și cu 2000 de euro am început propria mea afacere. Bani pe care i-am pierdut în 6 luni de zile. Au fost câțiva ani foarte, foarte grei, extrem de grei. Ani în care au fost nopți nedormite, ani în care pur și simplu nu aveam bani să pun mâncare pe masă. Au fost ani în care a trebuit să renunțăm la mica chirie pe care o plăteam în Cluj și să ne mutăm la fratele meu pentru că nu aveam bani de chirie. Au fost momente grele.
Însă, în aproximativ 8 ani, ajunsesem să dețin a treia cea mai mare companie de training din România. Ulterior, în 2019, am trecut pe platforma Prizers, firma pe care o dețin în acest moment. În acest moment sunt între 500 cei mai bogați români, trăiesc în Portugalia, toată echipa mea este în România, milioane de euro, nicio problemă, stil de viață frumos, lucrurile s-au așezat. Dar ce trebuie să înțeleagă cei care urmăresc acest podcast este că nu a fost ușor drumul acesta, nu a fost totul roz, din contră, au fost foarte multe provocări și multe greutăți, dar se poate. Se poate ajunge la rezultate extraordinare în viața asta dacă începem să investim în bibilica noastră, în capul nostru. Așa este. Laurent, ai spus adineori că ai avut 2000 de euro, 2000 și ceva, cu toate că tu ai stat într-un business de educație acolo, da? Adică ai stat în acest ambient al investiției în sine, da? Da, Dezvoltare da. personală. Cu toate că erai pregătit sau cel puțin te simțeai pregătit pentru un business și ai luat decizia să pleci în România. De ce ai plecat în România pentru business? Prima întrebare. Și doi, cu toate că erai o persoană educată în acest domeniu al businessului, de ce crezi că ai pierdut banii? Adică ai. Da, foarte bună întrebare, Dan. Prima întrebare, de ce România? În momentul în care ajunsesem în această companie care se numește Action Coach, care și în acest moment este cea mai mare firmă de business coaching din lume, eu lucram în filiala lor din Porto. În momentul în care am ajuns la vreo 2 ani de zile în cadrul acestei companii și am crescut în interiorul companiei, mi-am dat seama că următorul pas evident în cariera mea era să ajung să fiu business coach și să lucrez cu firmele, așa cum făcea și șeful meu pentru care am venit să lucrez în urmă cu 2 ani de zile. Și atunci mi-am exprimat această intenție față de șeful meu că mi-aș dori să devin business coach, să lucrez și eu cu firmele, să-i ajut să facă ceea ce face el. El a fost impresionat de acest lucru pentru că aveam doar 25 de ani pe vremea respectivă și mi-a spus foarte interesant, hai să vedem ce putem să facem. Trebuia să vorbească cu proprietarul la nivel național al acestei firme ca să dea ok-ul pentru mine. Proprietar care n-a dat ok-ul pentru mine. De ce? Român, fără studii, fără experiență în business, fără niciun fel de pregătire antreprenorială. Și a spus, omul ăsta nu poate să facă business coaching, nu poate să devină business coach așa de ușor, trebuie să treacă printr-un proces mai lung. Și atunci chestia asta pe mine m-a enervat pentru că am simțit că mi se pune capac dezvoltării. Și în orice moment, în momente din toată cariera mea unde am simțit că cineva nu mai permite să cresc, a fost momentul în care am zis, ok, plec de aici. Eu nu vreau să fiu într-un context în care sunt limitat. Și atunci am decis, ok, mă duc și fac firma mea. Și ce am făcut? Am analizat. Am posibilitatea să fac o firmă în Portugalia sau am posibilitatea să fac o firmă în România. Două piețe pe care le cunosc. Cunosc limba în ambele țări. Mă descurc în ambele țări. Și atunci am început să văd plusurile și minusurile. Și cel mai evident plus pentru România a fost că nu prea exista ceea ce făceam eu sau ceea ce vroiam să fac. Nu prea exista business coach. Era o piață destul de virgină. Da? Era o noutate. Dovadă că și în momentul în care am venit în România, în 2008, spuneam că sunt business coach și oamenii întrebau ce e aia, cu ce se mănâncă. Deci era ceva noutate. Era o piață mult mai puțin dezvoltată. Și asta cred că este una dintre cele mai mari diferențe între România și piețele occidentale. Germania, Anglia, Franța, Spania. Sunt piețe așezate. Da? O firmă cu vechime în Germania are 150 de ani. O firmă cu vechime în Anglia are 250 de ani. Ok, o firmă cu vechime în România are 30 de ani. Deci, înțelegeți că orice firmă înființată în acest moment în România, cel mai vechi și cel mai experimentat, are doar 30 de ani. Asta înseamnă că posibilitatea să depășești și să ajungi lider de piață e mult mai mare decât într-o țară unde concurentul tău numărul 1 are 250 de ani de experiență. Adică e generația acolo deja prin care au învățat cum să facă lucrurile. Și atunci am decis că e mai oportun să deschid o firmă în România decât să rămân în Portugalia, pentru că în România o să fie o noutate, o să fie ceva nou, o să fiu pionier în ceea ce fac. În Portugalia sunt încă unul. Și așa am ajuns în România în 2008 să fac această afacere. Acum, dacă mă întrebați acum de ce continuă firma mea în România, deși eu locuiesc în Portugalia, ei, acum pot să vă dau o listă de Da. zeci de lucruri. Din punct de vedere fiscal, România este paradis fiscal. Comparați
impozitele și taxele plătite în România cu orice țară din Europa și îi băgăm în buzunar. Dar de departe îi băgăm în buzunar. Imaginați-vă că impozitul pe venit în România este de 1% dacă ai doi angajați pe firmă. Ai doi angajați în firmulița ta și plătești 1% pe venit. Asta înseamnă că ai până în 1 milion de euro. Ai, să zicem, 500 de mii de euro venit și tu plătești 5.000 de euro impozit. Păi 5.000 de euro, 1%, e nimic, având în vedere că sunt țări în care 10, 20, 30 sau chiar 40% impozitul acesta. Și atunci, din punct de vedere fiscal, este mult mai bine. Oportunități sunt mult mai multe. Forța de muncă este mai ieftină. Forța de muncă este mai calificată. Oamenii sunt mai descurcăreți, mai harnici, mai muncitori și mai inteligenți decât în multe alte țări. Eu compar inclusiv cu Portugalia. Dacă ar trebui să caut aici angajați la fel de performanți ca în România, ar trebui să plătesc de 2-3 ori mai mult decât în România. Și atenție, îmi plătesc angajații foarte bine în România. Toți câștigă peste medie. Chiar și așa, să găsesc oameni la fel de buni în Portugalia m-ar costa de 3 ori mai mult. De ce? Pentru că sunt mai puțini oameni buni. Și atunci ei devin extrem de scumpi. În România sunt mai mulți oameni buni, doar că nu sunt corect motivați, nu sunt educați, nu se investește în ei. Și atunci sunt multe motive pentru care România în acest moment este o opțiune extraordinar de bună de a face afaceri. Pe de altă parte, la fel spun și celor care încep o afacere în România, că există un potențial foarte mare după ce ai câștigat piața din România să te extinzi în alte țări pentru că sunt piețe mult mai mari. Dar să încep un business în România este un moment extrem, extrem de bun. Și a doua întrebare, am uitat-o. Dan, care era a doua întrebare? A doua întrebare este, de ce crezi că ai pierdut? De ce exact. Ai eșuat? E un cuvânt căzut. Cred că ăsta este cuvântul. Da, da, da. Nu folosesc cuvântul eșec decât atunci când cad și nu mă mai ridic. Dacă aș fi pierdut 2000 de euro și nu m-aș fi ridicat niciodată de acolo, ăla ar fi fost un eșec. Faptul că am căzut și m-am ridicat nu este o eșec, este o greșeală, din greșeală învățăm, mergem mai departe. Eșecul înseamnă am picat jos și am rămas acolo. Ei, oricare dintre noi care avem copii știm că de micii când învață să meargă, ei nu eșuează. Ei greșesc, ei pică, ei se lovesc, dar se ridică în picioare de fiecare. Nu contează dacă e român copilul, dacă e ungur, dacă e englez, dacă e american. Toți copiii din lumea asta știu că în momentul în care pică, trebuie să se ridice în picioare. Și așa este și în viață și așa este felul în care mă raportez și eu la afaceri. Motivul pentru care am pierdut banii aceia este pentru că eu credeam că știu să fac afaceri, dar încă nu avusesem niciodată experiența reală de a face afaceri. Și deși acumulasem destul de multe lucruri teoretic, întotdeauna și acum, după mulți ani de studiu și multă experiență, întotdeauna vor rezista lucruri pentru care nu te poți pregăti. De asta spun clienților mei că singurul lucru de care poți să fii sigur în afaceri este că nimic nu este sigur. Adică o să apară în viața ta și în afacerea ta tot timpul provocări pentru care nu ești pregătit și pentru care nu ai aflat informații necesare din nicio sursă, nici din cărți, nici din cursuri de nicăieri. Dar asta nu înseamnă că nu trebuie să te duci. Pentru că pentru peste 90% din problemele care o să apară în viața ta, poți să te pregătești și să știi ce să faci. Dar tot timpul o să existe anumite lucruri pentru care nu ești pregătit. Și așa m-am lovit și eu cu capul de realitate în momentul în care am deschis afacerea. Și mai era un element. Eram obișnuit cu o piață diferită, cea din Portugalia, unde lucrurile erau mult mai așezate și am ajuns într-o piață destul de haotică, cea din România, care, apropo, aduce multe oportunități. Haosul creează multe oportunități. Însă eu nu eram pregătit. Eram obișnuit cu mai multă ordine, cu mai multă predictibilitate. Lucru care nu se întâmpla și nu se întâmplă nici acum în România. Și atunci, ăsta este un lucru în special pentru cei care sunt în diasporă în acest moment și se gândesc să se întoarcă în România. Aveți grijă că lucrurile nu sunt așa de așezate cum sunt în țara în care trăiți. Și s-ar putea după 6 luni de zile să ziceți, ai de capul meu, la ce m-am gândit eu și ce a fost în capul meu să mă întorc în haosul ăsta. Ei, dacă reușești să te descurci în haosul respectiv, poți să ajungi milionar mult mai repede decât în țara în care ești în acest moment. Dar e un pic diferit și e nevoie de această capacitate de adaptare. Și a fost nevoie și pentru mine de acest lucru, să dau cu capul, să pierd, poate inclusiv să învăț lecții, să nu fiu atât de îngânfat. Veneam din cea mai mare companie de coaching din lume. Fusesem și cred că și în acest moment sunt singurul român care am lucrat în compania respectivă. Veneam așa plin de mine, haide să vă învăț eu cum se fac business-urile. Și-a venit realitatea și bang, ia Loran de aici,
faliment, 6 luni de zile ai pierdut tot, descurcă-te. Oarecum, probabil că aveam nevoie și de această lecție de umilință și de smerenie cu care să pot să abordez după aceea clienții mei, să nu vin dintr-o zonă de aroganță și de superioritate, hai să învăț eu cum să faceți. Deci, sunt multe motive pentru care s-a întâmplat acest lucru, dar eu cred că tot ce ni se întâmplă în viața asta se întâmplă cu un motiv. Și dacă suntem suficient de atenți, putem să descoperim motivele respective, să învățăm din greșelile respective și să construim după aceea ceva extraordinar mai departe. În esență, crezi că România este un foarte bun boost pentru un startup? Este. Categoric este. Pentru motivele pe care vi le-am spus și multe altele care nu cred că avem timp acum să le detaliem. Facem un podcast numai despre asta. De ce România este locul cel mai bun pentru a începe un startup? Sunt și minusuri, evident. Lipsa de predictibilitate din punct de vedere economic, din punct de vedere politic, din punct de vedere al taxelor se pot schimba. Cum este paradis fiscal în momentul în care facem acest podcast, s-ar putea să asculte cineva podcastul peste 2 ani de zile și legile să fie complet diferite și să nu mai fie paradis fiscal. Deci această impredictibilitate este minusul. Și mai sunt și alte minusuri. Bețe în roate, invidia și așa mai departe, dar chiar și așa, plusurile sunt mult mai grele și mai puternice decât minusurile. Foarte interesant. Laurent, următoarea întrebare ar fi, noi ne uităm la tine acum, pentru cei care te cunosc, vedem icebergul acela care strălucește plutind și vârful acela efectiv lucios, să-i spunem așa, șlefuit. Da? Întrebarea ar fi, ce este dedesubt, sub apă, și când ai avut cea mai mare creștere pe plan profesional? Adică presupun că a fost undeva un punct cheie. Da. Pentru cei care urmăresc acest podcast, ascultă acest podcast și ca să înțeleagă un pic analogia de iceberg. Analogia de iceberg este, o folosesc când vorbesc despre finanțele noastre, despre bani. Știm foarte bine din natură că icebergul, ce se vede deasupra apei, este doar 10% din iceberg, restul 90% este sub apă. Și cu cât este suprafața mai mare sub apă, cu atâta este suprafața mai mare peste apă, evident. Da? Deci dacă vorbim despre 500 de tone sub apă, înseamnă că ce se vede peste apă este 10%, adică 50 de tone. Și cu cât este mai mare suprafața de sub apă, cu atâta este mai mult o suprafață din ce mai mare deasupra apei. Și dacă luăm această analogie și o ducem în zona financiară, la fel se întâmplă și cu banii noștri sau cu finanțele noastre. Ceea ce se vede, da, ceea ce este deasupra apei, sunt banii pe care îi avem și stilul de viață, ce facem și ce avem. Ce mașină ai, ce casă ai, cum te îmbraci, unde te duci în concediu, cum te comporți, da? Deci ce ai și ce faci. Asta este ceea ce se vede și asta este acel lucru de care spuneai tu, șlefuit și strălucitor și așa mai departe. Ce este sub apă și ce nu se vede sunt următoarele lucruri. Sunt convingerile noastre despre bani, sunt emoțiile noastre față de bani, este experiența noastră cu banii, sunt cunoștințele noastre despre bani, sunt valorile noastre, sunt lucruri care nu se văd. Și asta înseamnă că dacă o persoană se uită la mine, inclusiv dacă mă urmărește pe social media, pentru că sunt o persoană care public destul de transparent ce se întâmplă în viața mea, inclusiv ce mașină cumpăr, deși știu că sunt în secunda 2 crucificat de către jumătate dintre români care spun, prostule, de ce dai atâția bani pe mașină? Sunt destul de transparent cu viața mea, pentru că e business-ul în care trăiesc și pe care mi l-am asumat. Tu vezi acele lucruri care strălucesc, mașina pe care o cumpăr, casa în care locuiesc, concediul în care mă duc, sunt lucrurile pe care le vezi. Ce nu vezi tu este ce este sub apă. Ce emoții am eu față de bani. Da? Faptul că eu postez pe social media o poză cu mașină de 150.000 de euro pe care tocmai am cumpărat-o și pentru tine aia pare o nebunie și emoția ta față de acea sumă de bani pentru o mașină este una negativă, prostule, handicapatule, nebunule, de ce dai atâția bani pe o mașină? Tu nu știi ce fel de emoție am eu față de suma respectivă și cât de mult e suma respectivă din tot portofoliul meu de bogăție. Pentru că dacă tu câștigi 2000 de lire pe lună
și vezi o mașină de 150.000 de lire, spui, ești nebun să dai atâția bani. Dar când 150.000 de euro este doar 1% din venitul tău, atunci nu mai pare atât de mult, pentru că ar fi exact la fel ca și cum tu cu 2.000 de lire ai cumpăra o mașină care costă 20 de lire pe lună. Și atunci ai proporțional. Tu ai spune despre o mașină care te costă 20 de lire pe lună că e o nebunie? Nu. Ți se pare super ieftin. Ei, așa pare și la mine. Deci emoțiile mele față de o sumă de 150.000 de euro sunt foarte diferite de emoțiile unei persoane care câștigă 2.000 de lire pe lună. De unde știu acest lucru? Pentru că la un moment dat am câștigat și eu 2.000 de lire. La un moment dat am câștigat și eu salariul minim pe economie. La un moment dat am câștigat și eu 500 de euro. Și știu care erau. Pentru că exact la fel mă uitam și eu la oamenii care cumpărau lucruri scumpe și le spuneam, nebun, de ce dai, cum să dai atâția bani pe așa ceva? Ce nu știam eu atunci este că cei nebuni, între ghilimele, sumele pe care ei le dădeau pe diferite lucruri pe care eu le consideram scumpe erau foarte ieftine pentru ei, pentru că nivelul lor financiar era diferit. Și atunci, pentru a crește din punct de vedere financiar și avea prosperitate și avea mai mulți bani și a câștiga mai bine și a trăi mai frumos din punct de vedere financiar, da, deci ce este deasupra apei, trebuie să lucrăm la ce este sub apă. La emoții, la convingeri, la cunoștințe, la experiență legată de bani, la valori. Când începem să dezvoltăm aceste lucruri, icebergul nostru financiar începe să crească dedesubt, ceea nu se vede, și începe să se vadă deasupra. Din păcate, oamenii se concentrează pe partea de sus. Vreau o mașină mai scumpă, vreau mai mulți bani, vreau o casă mai bună, vreau chestii. Ei, nu poți să ai chestiile alea până nu lucrezi la ce este sub apă. Și de asta icebergul financiar este una dintre cele mai importante lucruri pe care le putem învăța în administrarea financiară și e locul unde ne putem concentra. Ce este sub apă este mult mai important decât ce este deasupra apei. Și asta este ceea ce recomand celor care ascultă acest podcast. Dacă vrei mai mulți bani, dacă vrei o viață mai prosperă, dacă vrei să fii milionar sau chiar miliardar, lucrează la convingerile limitative despre bani, lucrează la emoțiile tale față de bani, lucrează la sentimentul de vină și rușine față de bani, lucrează la valorile tale, lucrează la acumula cunoștințe despre bani și lucrează la a câștiga experiență în a gestiona bani. Și în momentul în care faci aceste lucruri, începi să ai și mai mulți bani. Și când ai avut cea mai mare creștere? Dan, după cum observ, când îmi pui două întrebări, eu nu prea mă descurc să răspund la ambele, că uit a doua întrebare până ajung la ea. Cea mai mare creștere am avut-o când am intrat în compania Action Coach. Am trecut de la colegiul în care lucram la secretariat și am intrat ca și asistent pentru acest business coach. Acolo a fost cel mai mare salt pe care l-am avut. De ce? Pentru că șeful acesta avea un obicei foarte interesant de a ne obliga să citim. Avea o filozofie foarte faină pe care ulterior i-am preluat în firma mea și de atunci, de 13 ani de când am firmă, fac acest lucru în firmă. Ajungeam la birou la ora 9 și de la ora 9 până la 9 și jumătate toată lumea era obligată să citească. Da? Deci trebuia să stăm în birou și să citim. Și nu orice, ci cărți de dezvoltare personală și profesională. Da, de exemplu, colegii din departamentul de marketing trebuia să citească o carte de marketing, după o carte de marketing trebuia să citească o carte de dezvoltare personală, după aceea iar o carte de marketing, iar o carte de dezvoltare personală, dar această creștere echilibrată între personal și profesional. Și acolo a fost prima dată când am început să citesc, pentru că eu până la vârsta de 24 de ani, când am intrat în această companie, 24-25, nu citisem decât două cărți, Biblia și cartea aceea cu rezumatele la subiecte de la BAC, la limba română. Fost cele două cărți pe care le-am citit cap-coadă. Ambele fiind obligat, da? Biblia obligat de către părinții mei la început, ulterior, pentru că mi-am dat seama că chiar o carte bună, și rezumatul pentru că nu vroiam să pic BAC-ul și nu, cum nu învățasem la liceu mai nimic, măcar trebuia să citesc rezumatul. La 24 de ani am descoperit că problema la mine n-a fost că nu-mi plăcea cititul, problema este că încercau să mă facă să citesc chestii care nu erau de interes pentru mine. Și când am descoperit cărțile de business și de dezvoltare personală, pentru mine a fost un boom. Și am ajuns să citesc 40-50 de cărți pe an, de atunci am citit deja peste 700 de cărți și acolo a fost boom-ul meu. În 2 ani de zile eu am crescut mai mult decât în 24 de ani până atunci. Deci a fost ceva fenomenal. Înțelegeam concepte pe care înainte nici nu știam ce înseamnă. Înțelegeam cum să crești un business, înțelegeam cum să faci o campanie de marketing. Ții minte că
Pe vremea respectivă, prietena mea, actuala mea soție, era studentă la facultate de marketing și management și urma să facă lucrarea de licență. Eu am 12 clase, dar lucram în cea mai mare companie de coaching din lume și citeam 40-50 de cărți de business pe lună, pe an. Diploma sau lucrarea de licență am făcut-o eu pentru ea, pentru că ea, după 3 ani de facultate, nu era în stare să facă un plan de marketing pentru o afacere virtuală, inexistentă. Și eu, după un an de lucrat în compania aceasta, nu numai că știam și să fac planul de marketing, puteam să fac tot business-ul cap-coadă cu plan de afaceri, cu indicatori de performanță, cu planul de marketing, cu diferențierea produsului în piață, cu plus valoare adăugată la client, cu tot procesul funnel-ul clientului, tot era într-un an. Și a fost o creștere absolut fenomenală pe care am obținut-o. Și asta oarecum, ca și o concluzie la această întrebare, momentul în care există un salt în creșterea noastră profesională și personală este momentul în care începem să introducem în capul nostru informații care nu au existat înainte acolo. Pentru că ce se vede în buzunarul nostru, da, câștigurile noastre financiare, care ce sunt? Recompensa pentru munca noastră, vine din ce este în capul nostru și în sufletul nostru. De asta eu obișnuiesc să spun, dacă cei care urmăriți interviu video, obișnuiesc să spun așa: ai grijă ce pui aici, ai grijă ce pui aici și o să se vadă și aici. Pentru cei care ascultă podcastul, ai grijă ce pui în cap, ce pui în suflet, în inima ta și se va vedea și în buzunarul tău. Și asta s-a întâmplat cu mine în momentul în care am intrat în această companie de coaching, la început obligat, fiind să citesc ulterior pasionat de citit, am crescut extraordinar de mult. Laurent, în alt limbaj, dacă ar fi să găsesc un sinonim, ar fi practic contextul sau mai bine zis anturajul, nu? Contextul și anturajul, Dan, au fost cele care mi-au deschis apetitul pentru citit. Acumularea de cunoștințe a fost ceea ce a făcut după aceea diferența. De fapt, scuze, nu e adevărat. Nu acumularea de cunoștințe. Implementarea cunoștințelor acumulate este ceea ce a făcut diferența. Deci, ca să dăm o formulă întreagă, aș zice așa. Anturajul potrivit în care am intrat mi-a declanșat curiozitatea pentru acumulare de cunoștințe noi, pe care eu le-am mestecat foarte repede și le-am implementat în viața mea, în activitatea mea și în acest fel am devenit mult mai bun în ceea ce făceam și am început să fiu plătit mult mai bine. Dar anturajul a jucat un rol foarte important și acum, după mulți ani, evident că când ne uităm în spate la lucrurile prin care am trecut, putem să analizăm mult mai la rece lucrurile și mult mai cu mai multă înțelepciune. Dar acum există studii care confirmă acest lucru. Da, există o carte scrisă de către Nicolas Christakis, se numește Connected, Conectați, dar și în română se numește tot Connected titlul, în care Nicolas Christakis, care este un medic din Statele Unite de origine grec sau din Cipru, nu mai știu exact, în care el explică, medical vorbind, în ce fel oamenii care ne înconjoară ne influențează. Și studiul pe care îl face el și rezultatul la care ajunge acest studiu este că până în a treia generație prietenii ne influențează. Adică prietenii mei mă influențează în proporție de 45%, prietenii prietenilor mei mă influențează în proporție de 20%, prietenii prietenilor mei mă influențează în proporție de 10% și doar a patra generație de prieteni deja nu mă mai influențează în niciun fel. Și cel mai bun prieten al meu mă influențează în proporție de 57%. Și ăsta este un studiu care confirmă ceea ce spuneai tu, anturajul acesta în care intrăm, în care suntem. Și de asta pentru românii care sunt plecați în străinătate, e foarte important acest lucru. Eu când am ieșit în Portugalia, eu nu am stat cu români, eu nu am locuit cu români, eu nu am muncit cu români. Eu, în momentul în care am ajuns în Portugalia, am zis în felul următor: eu vreau să trăiesc într-o casă cu portughezi, eu vreau să lucrez într-o firmă unde sunt doar portughezi, eu vreau să învăț, și m-am dus la facultatea de litere din Porto să învăț portugheză, eu vreau să lucrez cu clienți portughezi, eu vreau să ies din anturajul de români. De ce? Pentru că eu credeam că n-am nicio șansă în România, de asta am venit în Portugalia. Păi și atunci de ce naiba să stau tot cu românii în Portugalia? Și atunci am căutat să-mi integrez într-o societate care gândea un pic diferit. Și această schimbare de anturaj mi-a dus multe câștiguri și personal și profesional. Deci da, anturajul joacă un rol extrem, extrem de important pentru dezvoltarea noastră.
Foarte interesant, pentru că practic despre asta este, dacă ar fi să transpun ideea canalului acesta de podcast, este practic anturajul și de acolo să plece curiozitatea și... Știi, Dan, asta e partea faină în era în care trăim. În 2001, când m-am dus eu în Portugalia, era High Five-ul, era Mircu. Tu în acest moment dai două clicuri și asculți un podcast. Și ai o comunitate de oameni din diaspora care ascultă același podcast, care trec prin aceleași provocări prin care treci și tu, care au visuri asemănătoare cu visurile tale. Asculți oameni care au trecut prin ceea ce vrei tu să treci. Te-ai dus în străinătate, vrei să te întorci în România, vrei să construiești ceva extraordinar, vrei să ajungi milionar. Clicuri. Prin clicuri poți să ajungi în anturaje. Practic tu în acest moment te duci la locul de muncă, ești în Londra. Te duci la locul de muncă cu metrou și îți trebuie 20 de minute să ajungi la locul de muncă. Ai pus căștile și în 20 de minute ești într-un anturaj complet diferit. Da. Ai ieșit din casa cu românii, ai ieșit din chestii de genul acesta, ești într-un anturaj fantastic. Și ăsta este avantajul pe care îl au oamenii în acest moment. De asta eu consider că ce am făcut eu în 2000 și după aceea în 2008 în România, păi dacă ar trebui să fac aceeași traiectorie acum, nu mai mi-ar trebui 15 ani să ajung unde sunt. Mi-ar trebui 2-3 ani, pentru că sunt mult mai multe oportunități. Eu am plătit până în acest moment, ca să-ți faci o idee, peste 250 de mii euro pentru cursuri, psihologi, consultanți, conferințe, vizite în Statele Unite pentru conferințe. Pandemie ce a făcut? A făcut ca toate cele conferințe să vină la mine online. Și mă costă 20 de euro. Platforma noastră, Prizers, abonamentul pe o lună e 20 de euro. Sunt cursuri de peste 50 de mii de euro pe platforma respectivă. Așa ceva nu exista în urmă cu 2 ani, cu atât mai puțin în urmă cu 20 de ani. Eu a trebuit să cheltuiesc mult mai mulți bani, să învăț, să intru în anturajele potrivite, să cumpăr intrarea în aceste anturaje în care tu acum cu două clicuri intri printr-un podcast. Deci e fenomenal, fenomenal. Laurent, eu pot să spun din perspectiva mea. Pentru că în momentul în care eu te-am cunoscut și ai fost persoana care mi-a deschis mie apetitul pentru cunoaștere, pentru mai mult, în momentul în care eu ți-am cumpărat cursul, era un cost, adică nu era 19, eram care pe drum. Care curs l-ai luat? Business Mastery. Că ultima dată când l-am luat era 1500 de euro. Da, da, da. Da. Asta spun. Iar acum... Acum două zile eram în mașină și te ascultam și ai un curs cu proprietarul companiei pentru care ai muncit, din ce am înțeles, exact. Vilhena? Da, parcă, Paulo, da? Vilhena, da, da. Așa, și ai oferit acolo un curs care l-ai avut la 300 de euro aproximativ, nu mai știu exact sumele, pentru 14 lire și în capul meu era, pentru noi diaspora, e bani de cafea, adică bani de cafea și un croissant. Și ăla e posibil să nu-ți facă cafeaua bună și să o arunci. Adică, și satisface o nevoie de moment, o plăcere de moment. Iar cursul respectiv poți să schimbe pentru totdeauna traiectoria. Că ăla e un curs financiar, de exemplu, despre investiții, cum să administrezi banii, cum să investești. Și poți să schimbe pentru totdeauna viața. Deci exact. Sunt oportunități fantastice, fantastice. Da, e fantastic. Și ai atins un punct sensibil aici cu... cei regula, ai avut un curs Secretul celor 5% și acolo, mm-hmm, din ce mi-aduc aminte, ai vorbit despre media celor 5 prieteni cu care îți petreci timpul, pe exact. Care numai acel curs, dacă l-ar 20% din cei care sunt plecați în străinătate, dacă ar avea acces sau dacă ar investi în acel curs, e, nu știu, e ideal, e perfect. Secretul celor 5% e, pentru cei care nu știu despre ce e vorba, e un curs care are 21 de videouri, e o provocare de 21 de zile, practic, că cica ai avea nevoie de 21 de zile să implementezi un obicei, ceea ce nu e adevărat, apropo, ai nevoie de 66 de zile în medie să implementezi un obicei nou. Dar cursul are 21 de zile, 21 de videouri, în care prezint care sunt lucrurile pe care le fac top 5% cei mai buni oameni din lume, din orice domeniu. 5% cei mai buni medici, 5% cei mai buni avocați, 5% cei mai buni antreprenori, 5% cei mai buni sportivi. Ce fac oamenii ăștia? Ce fac ei diferit față de restul 95%? Și am făcut cursul acesta
Deși multe din informațiile pe care le-am pus în curs au fost sintetizarea informațiilor culese din multe alte locuri, în special de la Robin Sharma, a cărui conferință participasem în perioada în care am filmat acest curs. Am făcut acest curs doar în momentul în care am intrat și eu în cei 5%. De fapt, eram deja în top 1% cei mai bine plătiți oameni din România pe segmentul meu. Și doar atunci am făcut cursul. Ca să nu fie un curs ceva de genul, uite cum să ajungem în top 5, într-o zi sper să ajung și eu acolo. Nu, 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 nu. Uite cum am ajuns eu în top 1 și spun cum ajungi tu cel puțin în top 5. Și într-adevăr acolo este un curs care e un curs simplu, sunt videouri de câteodată 5-6 minute, 10 minute pe zi, dar care fac curs care face transformări extraordinare în viața celor care parcurg. Și încă o dată, cursul respectiv este disponibil pe platforma Prizers, unde abonamentul lunar e 20 de euro, adică îl închiriezi cu 20 de euro, l-ai parcurs într-o lună de zile, ai închis abonamentul și te-a costat 20 de euro. Practic acel curs, accesul la acel curs, sau mă rog, tu ai acces la toate cursurile de fapt, dar tu să zicem că vrei numai oral să-l parcurgi. Deci trăim într-o epocă în care dacă cineva îmi zice că nu am bani să mă educ, îi dau două pane pur și simplu, literal vorb, fizic, îl pleznesc, îl lovesc, chiar dacă mă ia poliția după aia pe sus pentru violență. Ăsta este ceea ce merită o persoană care în 2021 spune n-am bani pentru educație. Trebuie să-l pleznești să-și revină. Pentru că nu mai, adică podcasturile sunt gratuite, filmăți pe YouTube cu milioanele gratuite bune, nu cu pisici, nu cu accidente din Rusia, ci cu educație. Doar trebuie să începi să-ți focusezi energia și timpul în direcția potrivită. O să lăsăm un link și în descriere ca să facilităm. Timpul este foarte, foarte important. Laurent, apropo de investiția în sine, există tendința aceasta aparent ca o persoană să vadă investiția în sine ca o cheltuială, cum putem dizolva? Cum putem schimba perspectiva? Să vadă că e valoare acolo și că trebuie să investească. Greu. Greu, pentru că noi considerăm majoritatea lucrurilor care sunt cheltuieli, le considerăm investiții și lucrurile care sunt de fapt investiții le considerăm cheltuieli. Uite-te cum, de exemplu, peste 90% dintre români, inclusiv cei plecați în diaspora, consideră locuința o investiție, când de fapt este o cheltuială. Asta și consideră educația. Da, ăsta e un subiect despre care puteți să vorbi mult și bine. Ca să aibă idee despre, mai ales diaspora, pentru că majoritatea vin aici, strâng bani, cu multă muncă, cu multă trudă, își duc toți banii în România, își cumpără un apartament, casă, exact ce ai spus, și ei săraci sunt aici încă 20 de ani. Asta mi se pare mai grav. Interesant, Dan. Dacă ai deschis subiectul ăsta, să fac o mică paranteză. Cu vreo 5 ani, pentru că sunt transparent cu lucrurile pe care le am și cu viața mea, postasem, nu știu și atunci ce mașină aveam, un seria 7, cumpărasem atunci o seria 7 nou și pe vremea respectivă, la fel ca și acum, țineți-vă bine, și acum, deși sunt între 500 cei mai bogați români, stau în chirie, dar și atunci stăteam în chirie. Și mașina, rata la mașina mea era de 3 ori mai scumpă decât chiria în care locuiam. Și un blogger din România a decis să își bată joc un pic de mine și a făcut un articol în care a spus marele educator Laurent, care învață pe alții cum să facă bani, stă în chirie prostul. Ce n-a înțeles el și ce n-a înțeles mulți pe vremea respectivă este că la mine chiria a fost o decizie și o alegere, nu o necesitate. Eu nu trăiam în chirie pentru că nu aveam bani pentru o casă. Trăiam în chirie pentru că consideram că banii pe care îi blochez, 100.000 de euro într-o casă, sunt mult mai bine investiți în mine și în firma mea care generează mult mai mulți bani. Acum am ajuns în Portugalia și am cumpărat cu bancheș un apartament de 1.000.000 de euro, fără credit. Dar stau în chirie încă până e gata apartamentul respectiv. De ce? Pentru că n-am nicio problemă să stau în chirie și să folosesc banii mult mai inteligent investind în alte lucruri. Și ăsta este un lucru pe care, din păcate, mulți români, dovadă că 77% din averea românilor este în imobiliare și 96% din români au un imobil pe numele lor. Mulți pe credit, e adevărat, dar practic, ca să vă faceți o idee un pic de discrepanță, Germania, care este cea mai bogată țară din Europa, dreptul de proprietate în Germania este de 55%.
Adică 55% din germani au o locuință, 45% trăiesc în chirie. România, 96% din români au pe numele lor, dețin o locuință, care este cel mai ridicat nivel din toată lumea. Deci suntem campioni în a deține un imobil. Evident că există explicații și pentru asta. Imobilele în România sunt mai ieftine decât în Germania. Deci nu contest că există explicații pentru care sunt aceste discrepanțe foarte mari. Dar și de acolo se vede lipsa de educație financiară. Oamenii își blochează banii, sume, cea mai mare sumă pe care o dețin în viața lor, o blochează într-un imobil. În loc să pună banii respectiv să lucreze pentru ei și să-și construiască o viață financiară mai bună. Paranteză închisă, ca să nu ne adâncim foarte mult în zona asta de imobile, oamenii, ce trebuie să înțeleagă legat de investiția în educație și de ce este investiție? Orice loc în care tu pui o sumă de bani care generează mai mulți bani e o investiție. Orice loc în care tu pui o sumă de bani și suma respectivă dispare sau în continuare îți cheltuiește bani, nu e o investiție, e o cheltuială. De asta locuința nu este o investiție decât dacă cumperi locuința și o închiriezi, aduce bani. Dacă cumperi și te muți în ea, tu începi să plătești cheltuielile și rate și așa mai departe, decât înseamnă că îți cheltuie bani. De asta e o cheltuială, nu o investiție. Și atunci, educația este, din punctul meu de vedere, singura investiție care este sigură. Da? Poți să investești în imobiliare și să pierzi. Poți să investești în bursă și să pierzi. Poți să investești în criptomonede și să pierzi. Poți să investești în aur și să pierzi. Singura investiție sigură în lumea asta este investiția în educație, pentru că ceea ce înveți rămâne la tine. Și este investiția care are dobândă cea mai mare. La imobiliare, dacă bagi 100.000 de euro, o să ai un randament de 6-7%, în cel mai bun caz, în străinătate s-ar putea să fie mai puțin. Dacă bagi în bursă, ai 10% pe an, în medie, 8%, aproximativ, spre 10%. Dacă bagi în educația ta, poți să ai randament de 200, 300, 500%. Și recent am ținut un webinar în care le-am prezentat oamenilor care au fost la webinar foarte transparent. În 2008 câștigam, în 2005 câștigam 295 de euro, în 2008 câștigam 500 de euro, în 2014 câștigam 1000 de euro și în 2020 câștigam peste 100.000 de euro pe lună. Toate acestea de unde? Din randamentul adus din educație. Nu din imobiliare, nu din investiții, din randamentul scos din educația mea. Ăia 250.000 de euro pe care am investit, încep să aducă, să genereze acum sute de mii de euro pe an. Practic, ăsta este punctul unde ar trebui să ne focusăm. Destinația. Da, deci dacă tu înțelegi că pentru fiecare 10 lire investite în educația ta, tu în viitor poți să câștigi 1000 de lire pe lună, atenție, nu odată 1000 de lire, 1000 de lire pe lună din cauza că ai învățat cu 10 lire ceva astăzi, păi nu e stupid să spui că e o cheltuială? Ba da, e o investiție și o investiție pe termen lung și este cea mai bună investiție pe care o poți face. Laurent, practic casa, ca să terminăm cu subiectul acesta, este o achiziție emoțională. Toate achizițiile sunt emoționale, Dan. Tot ce cumpărăm în viața asta este emoțional. După aia încercăm noi cu logică să explicăm decizia emoțională. Dar toate sunt emoționale. Care e problema majoră? Nu că e o decizie emoțională, că și eu cumpăr și pantofii cumpăr emoțional. Și căștile astea au fost căști de 600 de euro, e o decizie emoțională. N-are cum logic să cumperi căști de 600 de euro, e o decizie emoțională. Logica este cea care încearcă să ne explice de ce am făcut achiziția respectivă. Care e problema cu aceasta? Nu că e emoțională, că e cea mai mare achiziție din viața ta. Și nu o gândești, nu o planifici. Nu mesteci. Cea mai mare achiziție din viața ta este cea mai emoțională decizie din viața ta. Și aici e problema, de fapt. Da, e mult de dezbătut. Oricum, e ce se întâmplă. Și eu am văzut chestia asta în diaspora extrem de des. Adică e un subiect mainstream, să-i spun așa. Laurent, da. Câștigăm în România 500 de euro, 1000 de euro. Nu ne ajung. Decidem să plecăm în străinătate ca să mărim câștigul și ajungem acolo, după ceva timp câștigăm 2.000, 3.000, 4.000, 5.000 și tot nu sunt de ajuns. Adică observăm la un moment dat, dacă stai să te analizezi, că de fapt nu e vorba despre sumă. Unde greșim? Mm-hmm.
Una dintre cele mai mari diferențe între oamenii bogați și oamenii săraci este că oamenii săraci își cresc stilul de viață cu viteza cu care le crește venitul. Oamenii bogați, și când spun oamenii bogați, mă refer la oamenii care sunt bogați aici în cap prima dată, da? Deci gândesc bogați. Poate că încă nu sunt milionari, dar sunt bogați aici, au cunoștințe financiare. Ei ce fac? În momentul în care îmi crește venitul, să zicem că șeful meu a decis anul acesta să crească salariile cu 10% și acum câștig cu 300 de lire în plus sau cu 200 de lire în plus. Nu mă bag în rate și în cheltuieli care să-mi crească cheltuielile cu 200 de lire, ci ăia 200 de ore investesc. Îmi mențin stilul de viață la același nivel, nu mă mut în alt apartament mai scump, nu schimb mașina imediat ca să mă dau mare la prietenii mei că am și o mașină mai bună, îmi mențin stilul de viață, par sărac. Par sărac, fiți atenți la ceea ce spun. Par mai sărac decât prietenii mei, dar de fapt sunt mai bogat pentru că investesc diferența. Și diferența aia peste 10 ani de zile o să fac în așa fel încât să eu să pot să cumpăr de 10 ori mașinile la toți prietenii mei modelul nou și ei în continuare să schimbe mașina de fiecare dată când le crește cu 100-200 de lire salariul. Deci greșeala pe care am făcut-o și eu când m-am mutat în străinătate, că așa am făcut și eu. Am zis, când o să câștig mai mulți bani, o să donez mai mult, o să investesc, o să fac asta. Și am ajuns să câștig 1.000, 2.000 de euro și în continuare nu făceam lucrurile respective. Pentru că bogăția și prosperitatea nu are legătură cu suma de bani pe care o câștigi, ci are legătură cu felul în care administrezi ceea ce câștigi. Și până tu nu înveți să administrezi 500 de euro, tu la fel vei administra și 2.000 de euro. Dacă în acest moment spargi 500 de euro și în data de 25 nu mai ai nimic la sfârșitul lunii, tu și la 2.500 de lire sau 2.500 de euro, același lucru se va întâmpla. În data de 25 nu mai ai bani. Pentru că e un obicei. E felul în care tu gestionezi banii tăi. Și atunci ce recomand celor care au creșteri de venit, fie că s-au mutat în altă țară, fie că pur și simplu le-a crescut venitul în țara respectivă, este să te educi din punct de vedere financiar ca să știi cum să-ți administrezi corect banii, în așa fel încât să nu-ți crești stilul de viață cu viteza cu care îți cresc veniturile și să poți să investești din ce în ce mai mult în venituri pasive. Că veniturile pasive, ce înseamnă venit pasiv? Ceva care aduce bani fără să trebuiască să muncești tu. Da, dacă ai investit pe bursă 10.000 de euro și are un randament de 10% pe an, înseamnă că tu câștigi 1.000 de euro în fiecare an fără să muncești. Ei, dacă ai investit 100.000 de euro pe bursă, vorbim de 10.000 de euro pe lună. Deja vorbim de 800 și ceva, 833 de euro pe lună. Dacă investești într-un imobil de 100.000 de euro și îl închiriezi cu 600 de euro, deja ai 800 plus 600, 1.400 de euro fără să muncești. Tu nu faci nimic. Banii intră, chiria intră. De la bursă intră, da? Deci tu nu muncești pentru bani. Banii încep să muncească pentru tine. Ei, din păcate, oamenii vor să muncească, nu știu de ce, de unde vine stupizenia asta, vor în continuare să schimbe timpul lor pe bani, în loc să pună banii să lucreze pentru ei. Și asta are legătură cu educația financiară. Da, dacă sunteți interesați mai multe la fel pe Uprisers, acolo explică Laurent mult mai bine acest principiu de investiții. Chiar ai avut un webinar, nu? Acum câteva zile, Da. un webinar despre investiții, Da. independență financiară. Cred că acolo Avem este. foarte multe materiale. Avem un curs, de exemplu, care se numește De vorbă cu banii, are 70 de videouri numai despre bani. Și 70 de videouri împărțit în trei mari categorii. Cum să administrezi banii? Da? Deci dacă ai puțin, cum să înveți să te descurci cu ăla puțin? Cum să faci ordine în haosul care este în acest moment financiar? Un modul este dedicat pentru cum să crești veniturile tale, cum lucrezi la convingerile limitative, cum scoți sentimentul de vină și rușină ca să câștigi mai mulți bani, să ceri prețul corect pentru ceea ce faci, cum negociezi venitul tău, cum crești veniturile și modulul 3, cum investești banii pe care i-ai câștigat. Practic, acoperim tot traseul ăsta spre independență financiară. 70 de videouri, adică în fiecare zi, timp de 70 de zile, pui căștile în metrou din Londra și în timp ce doamna aia zice la fiecare oprire Mind the gap, tu bagi cursul în capul tău. Exact. Da. Să sperăm că, da, ce să zic, noi doar sperăm. Noi punem, facem ce credem noi că ar trebui să facem și oferim, pentru că am văzut că ești genul de persoană care efectiv vrea să aducă contribuții în acest, să-i spun, domeniu. E, sună de plastic domeniu.
un tar. Educație, ăsta e. Deci e ceea ce vreau să fac este să ofer oamenilor accesul, la fel cum am primit eu accesul la educație. Eu l-am primit aproape gratuit în momentul în care m-am angajat în această companie de business coaching și șeful meu a început să-mi pună la dispoziție cărți și cursuri să învăț. Și am văzut ce s-a întâmplat cu viața mea din momentul respectiv și asta este ceea ce vreau să fac și eu pentru oameni. Să contribui cu ceea ce știu, cu ceea ce sunt, cu ce am acumulat până în acest moment, cu network-ul pe care l-am creat în acest moment de oameni buni care știu să predea anumite lucruri, să le pun la dispoziție. Și vezi că dacă te uiți un pic exact ce spuneai un pic mai devreme, dacă te uiți un pic la traiectoria mea ca și antreprenor, o să observ că eu fac în așa fel încât informația pe care o predau să fie din ce în ce mai bună și din ce în ce mai ieftină. Pentru că visul meu ăsta e să fac în așa fel încât cât mai mulți oameni să aibă acces la informații cât mai bune. Și pentru asta trebuie să o fac din ce în ce mai ieftină informația și să o fac din ce în ce mai bună, ce în ce mai eficientă. Și ăsta este visul meu. Și de asta, ăsta e motivul pentru care particip la podcasturi de genul acesta, unde nu mă plătește nimeni să fiu prezent aici. Ăsta e motivul pentru care fac webinarii gratuite, unde nu sunt plătit cu nimic să fac webinarele respective, pentru că știu că oferind informațiile acestea în mod gratuit, se întoarce și către noi, oamenii, unii oameni cumpără și prin acest fel ne susțin pe noi să putem să facem pe mai departe acest lucru. Dar dacă din acest podcast, din această discuție de 50 și ceva de minute, există măcar o persoană, una, care decide să facă altceva din punct de vedere financiar în viața lui, timpul ăsta pe care l-am dedicat aici o meritat. Chiar dacă n-am fost plătit cu niciun euro sau liră pentru acest timp. Dacă o persoană măcar iese din acest podcast și zice, băi, trebuie să fac o schimbare în viața mea, atunci eu sunt mulțumit. Așa este. Laurent, spui deseori de câștigul tău nu are cum să-ți depășească nivelul. Cât ai investit tu? Pentru că te avem ca și șablon în interviul de astăzi. Ca să ne facem, să facem o analogie. Măi, Laurent e milionar, face 100 de mii stând, dormind. Face bani dormind, practic, da? Dar, bun. Cum a făcut? Adică cât ai investit să ajungi aici? 250.000 de euro este aproximativ suma pe care am investit-o în educația mea până acest moment. Însă, Dan, nu cred că e corect exemplu acesta. Tocmai din considerentul pe care l-am spus mai devreme, că nu cred că mai costă atât de mult accesul la informațiile la care am avut eu acces plătind 1.000 de euro. Gândiți-vă, de exemplu, că din aia 250.000 de euro a fost un curs care m-a costat 25.000 de dolari. Un curs în Statele Unite, 25.000 de dolari, un singur curs. În acest moment, cursul respectiv, din cauza pandemiei sau datorită pandemiei, cum vreți să luați, e accesibil cu sute de dolari, cu zeci de dolari printr-un abonament la platformă. Și atunci, ceea ce aș vrea să subliniez în răspunsul meu la întrebarea asta, Dan, e că în acest moment nu cred că mai e foarte relevantă suma pe care am investit-o, cât de relevant este timpul. Ok? Unul dintre lucrurile care le văd cel mai des la tineri este lipsa de răbdare. Știi? Se uită la mine ce stil de viață am și zice, în 5 ani vreau să fiu ca Loran. Păi stai că Loran nu a ajuns în 5 ani acolo. Și atunci ceea ce aș recomanda celor care ascultă este că în acest moment costul investiției în educație este foarte scăzut. Adică imaginați-vă că tot ceea ce am acumulat eu cu 250.000 de euro, eu am pus în toate cursurile mele care sunt pe platformă, plus încă alte vreo 60 de cursuri, care costă 20 de euro pe lună. Okay? Deci cam de aici plecăm. Deci costul este redus în acest moment. Însă o să ai nevoie de timp. Dacă începi acum cu dezvoltarea ta, cum am început eu în 2006, când am intrat în compania asta de business coaching, suntem în 2021, mie mi-a trebuit 15 ani. S-ar putea să fii tu mai inteligent și să-ți trebuiască 10 ani sau 7 ani sau 5 ani. Extraordinar. Eu nu zic că... Eu cred în continuare despre mine că sunt destul de prostuț. De fapt, ăsta este unul dintre motivele pentru care sunt foarte bun în a preda. Pentru că explic lucrurile foarte simplu. Că nici eu nu înțeleg conceptele complicate. Trebuie să le înțeleg simplu și le predau mai departe foarte simplu. În continuare, nu sunt extraordinar de inteligent. N-am un IQ extraordinar de ridicat. Am multe informații acumulate, ați tot. Și cred că poți să ajungi în 10 ani.
poți să ajungi poate și în 7 ani. S-ar putea să ai nevoie de 15 ani, cum am avut eu nevoie, sau să ai nevoie de 20 de ani. Bă, omule, da, te întreb eu, nu merită 20 de ani să investești în educația ta, ca după aia să nu mai ai nicio preocupare, niciodată din punct de vedere financiar? Nu-i mai bine ăsta decât să muncești toată viața ta, să depinzi la sfârșitul vieții de o pensie amărâtă pe care o primești sau s-ar putea să nu mai primești? 20 de ani, 10 ani, cât o fi? Nu-i mai bine să faci efortul acesta de a te educa și a implementa ceea ce înveți 15-20 de ani, în așa fel încât să nu mai ai probleme niciodată? Asta e întrebarea la care trebuie să răspundem. Da, să sperăm că o să aibă un impact ceea ce ai spus acum. Și în încheiere, Laurent, ultima întrebare pe care cel puțin cu mine a rezonat și cred că rezonează cu multe alte persoane. Te consideri o persoană perfecționistă? Nu, Nu. nici vorbă. Îl consideri un avantaj sau de fapt este un blocaj din perspectiva dezvoltării a ta sau a unei afaceri? Da, nu consider că un om care este perfecționist nu o să aibă succes în viață. Cred că avem nevoie, eu de exemplu în firma mea am nevoie de oameni care sunt perfecționiști, care se uită cu multă atenție la cel mai mic detaliu. Eu personal, și ceea ce cred că funcționează mai bine, e că prefer progresul în loc de perfecțiune. Pentru mine e mult mai important să lansez un curs, chiar dacă consider că încă nu-i perfect, decât să aștept să-l fac să fie perfect. Pentru mine este mult mai important să lansez podcastul pentru diasporă. Chiar dacă poate mă bâlbâi, chiar dacă am emoții, chiar dacă sunetul nu merge încă bine, chiar dacă imaginea nu este perfectă, prefer să lansez podcastul, e mult mai important să-l lansez decât să-l aștept să fie perfect. Pentru că s-ar putea această așteptare să fie perfect să facă în așa fel încât să nu mai lansez niciodată. Și eu am făcut acest lucru cu toate lucrurile. N-am așteptat să fiu pregătit și să avem suficienți bani ca să ne căsătorim. Ne-am căsătorit când am considerat că vrem să ne căsătorim, nu eram pregătiți. N-am așteptat să deschid afacerea până m-am simțit pregătit și aveam totul perfect pregătit. Nu am lansat primul produs când credeam că e perfect produsul respectiv. Păi dacă mă uit la înregistrarea primului meu seminar acum, după 15, nu 15, 13 ani, îmi vine să câteodată să râng și râd și câteodată să plâng. Cât de oribil și cât ce calitate proastă și cât de slab am fost la primul meu seminar. Dar ghiși ce, dacă n-ar fi fost acel prim seminar, astăzi nu eram unde sunt. Deci pentru mine este mult mai important progresul decât perfecțiunea. Prefer să lansez și să-i dau drumul. Există chiar o vorbă în zona de startup care spune că dacă lansezi produsul tău atunci când este bine pregătit și gata și e perfect și este final, deja e prea târziu. Trebuia să-l lansezi mult mai repede. Și există chiar un concept întreg din acest principiu care se numește MVP, Minimum Viable Product, adică care este forma cea minimă a produsului tău pe care poți să-l lansezi repede în piață ca după aceea să începi să-l îmbunătățești. Dar lansează-l odată în piață ca să primești feedback-ul, să-l îmbunătățești pe parcurs. Nu aștepta să-l faci perfect. Lansează-l odată, minimum, da? Deci nu poți să lansezi ceva ce nu funcționează. Minimum viable, da? Pe cât de cât, cel mai mic posibil, lansează-l cât mai repede și pe parcurs perfecționezi. Laurent, îți mulțumesc frumos, ai punctat niște lucruri care pentru mine sunt foarte valoroase și presupun că și pentru cei care ne vor asculta. Așa să fie. Mulțumesc mult pentru timpul tău alocat. Ai un ultim îndemn? Da. E, cred că, îndemnul pe care îl dau de fiecare dată când mi se cere un îndemn final este: investește mai mult în tine decât în orice altceva. Bagă mai mulți bani în tine, în creșterea ta, decât în haine, în gadgeturi, în locuința ta, în orice altă cheltuială. Bagă mai mulți bani în tine și o să vezi că o să fie cel mai bun lucru pe care îl faci în viața ta. Laura, mulțumim mult și să auzim numai de bine. Mulțumesc și eu. Succes!